Acestea sunt niște probleme destul de importante, nu anumite disensiuni între partide politice. Cred că ar trebui să găsim soluții pentru cetățenii municipiului Brăila, care sunt foarte bolnavi. Nu există ambulanță privată în municipiul Brăila. Sunt persoane cu handicap, cu amputații de membre, care nu reușesc să ajungă să-și facă radiografii de bon sau anumite investigații care sunt solicitate pentru Comisia de Handicap, da? Și care nu reușesc să-și facă investigațiile decât sună la 112 și aglomerând serviciile de urgență. Acestea sunt destul de importante. A existat un sistem de ambulanță privat care am înțeles că s-a desfințat. Mulțumesc frumos! Poate găsim soluții în această problemă.